Consilierii municipali s-au întrunit în ședința extraordinară azi, pe ordinea de zi figurând două proiecte de hotărâre care prevăd schimbarea din funcția de viceprimar al capitalei a lui Aurelian Bădulescu și alegerea unui nou viceprimar, anunță Primăria Capitalei. PNL București a lansat în această dimineață un mesaj pentru partidele din opoziție în vederea susținerii unui candidat unic pentru această funcție. Socialdemocrații au afirmat că șeful statului Klaus Iohannis este primul președinte care contestă bugetul propriei țări la CCR, iar din cauza acestui lucru au fost întârziate investiții în valoare de 20 de milioane de euro. Gigi Becali este cercetat pentru ultraj, asta pentru că l-ar fi amenințat pe directorul penitenciarului Jilava, a anunțat Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, care a emis un comunicat în care anunță că s-a început cercetarea penală în acest dosar. Transportatorii protestează mâine în Piața Victoriei din capitală, motiv pentru care vor fi restricții de circulație în zonă, anunță Brigada Rutieră a Capitalei. Restricțiile vor avea loc în intervalul orar 6:30 și 16. Transportatorii vor ca guvernul să promoveze ordonanța de urgență promisă în urmă cu două săptămâni. Președintele american Donald Trump a lăudat în această dimineață potențialul extraordinar al Coreei de Nord și a declarat că liderul nord-corean Kim Jong-un vrea să facă ceva măreț, relatează Reuters. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.